Ce putem face ca familie pentru ca copiii noștri să fie mai interesați de Dumnezeu? Păi vreau mâine să vorbim despre asta, dar poate unii nu sunteți mâine, ci zic o vorbă. Chemați-i la părtășia aia de acasă. Nu în adunare trebuie doar să-i familieze copiii. Școlile pentru copii, școlile duminicale au fost făcute acum 200 și de ani pentru copiii care nu aveau părinți credincioși. Să fie educați copiii din afară. Faptul că duci un copil la școală duminicală e bine, e un ajutor, dar nu stă baza în ei. Baza este în ceea ce facem cu ei acasă. Deuteronom 6, versetul 5, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le scrii pe pereți. Da? Îmi amintesc că am fost într-o familie, era mai mult, că a fost o nuntă și ne-au cazat pe unde au putut, am dormit cu soția în camera copiilor și pe pereți erau desene din astea, din imagini, din desene animate, fel și fel de monștri din ăștia. Și le-am spus dimineața familiei, dragii mei, dar versete din Biblie n-ați găsit? Vreun peisaj natural nu vi s-a părut interesant? Trebuie să ne coborâm la mintea copiilor, la nivelul lor, și asta cere timp, investiție spirituală, că mi-amintesc că am fost într-o adunare copii de 8, 9, 10 ani, o biserică mică. Nu s-au pus pe genunchi la nicio rugăciune. Și știți că la oră de rugăciune sunt mai multe rugăciuni. Și m-am întrebat eu, oare copiii ăștia acasă s-au pus pe genunchi? Mie nu-mi venea, cred. Dacă nici în adunare nu o făceau. Dar ce frumos când copiii noștri învață să se roage și învață acasă. De la Alad. Ce frumos! Dumnezeu să dea har copiilor noștri și acel har, acest har îl dă prin părinții.